Filtrarea mecanică este cea mai ușor de înțeles, deoarece este singura care se vede cu ochiul liber. Sunt Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Filtrarea apei din acvariu are trei subdiviziuni majore. Filtrarea mecanică, filtrarea biologică și filtrarea chimică. Astăzi vom vorbi despre filtrarea mecanică și mai ales despre folosirea ei corectă. Să începem așadar cu definirea ei. Filtrarea mecanică este procesul prin care, cu ajutorul unui material filtrant, se rețin particulele solide dintr-un fluid în care aceste particule se află în suspensie. Pe scurt, în cazul nostru, al acvariștilor, reținerea mizeriei care plutește în apă. Cele mai populare materiale filtrante sunt bureții și vata sintetică. Bureții au diferite porozități și pentru a-i deosebi se folosește unitate de măsură, pores per inch sau prescurtat PPI. Cu cât un burete are mai mulți PPI, cu atât este mai dens. Plaja de densitate este foarte largă, tocmai pentru ca acvariștii să-și poată alege cele mai potrivite variante. Cu cât un burete este mai dens, adică are mai mulți PPI, cu atât capacitatea lui de a reține particule mici este mai mare. Asta sună foarte bine, dar atunci de ce nu se fabrică doar bureți cu cea mai mare densitate posibilă pentru a reține și cele mai mici particule aflate în suspensie? Din păcate, există și aspecte negative ale densității mari. Acești bureți reduc foarte mult debitul de apă și restricționează circulația apei. Mai mult, se și colmatează foarte rapid. La polul opus se află bureții cu densitate mică, care lasă să treacă apa foarte ușor și nu se colmatează rapid. Însă, rețin doar particulele foarte mari. Și iată-ne forțați să facem un compromis. Pentru apă fără suspensii vom alege bureți fini, dar va trebui să-i curățăm foarte des. Dacă nu avem timp, alegem bureți grosieri sau renunțăm de tot la filtrarea mecanică. Vata Perlon sau Perlonul este o vată sintetică foarte fină care are rolul de a reține cele mai mici particule. Numele îi vine de la materialul din care sunt realizate fibrele. La începutul acvaristicii românești trebuia găsit o denumire prin care acest tip de vată Perlon să fie ușor de deosebit de vata din bumbac, care nu este potrivită pentru folosirea în apă deoarece bumbacul începe să putrezească. Cât de eficientă este filtrarea mecanică? În cazul acvariilor cu o circulație a apei foarte puternică, particulele solide sunt ridicate de pe fundul acvariului în masa apei, de aici ajungând în materialele dedicate filtrării mecanice. Este cazul acvariilor marine, unde materia organică solidă ajunge în niște ciorapi extrem de fini sau în alte materiale cu proprietăți similare. Acvaristica marină a găsit cele mai bune mijloace de a filtra mecanic apa, deoarece aici materia organică care se descompune are cele mai rapide și negative efecte. În acvaristica de apă dulce, circulația apei în acvariu este mult mai redusă, curentul de apă nefiind capabil să ridice prea multe solide de pe fund. Doar particulele mici și ușoare vor ajunge în masa apei, de unde vor fi preluate de materialele filtrante. Vorbim de acest subiect de minute bune și parcă sunt mai multe rele decât bune, așa că e logic să ne întrebăm dacă e bună la ceva filtrarea mecanică. Este foarte bună dacă putem curăța sau schimba materialele filtrante foarte des. Zilnic ar fi ideal. Zilnic nu sună prea bine, așa că putem lungi termenul până la o săptămână. Dacă așteptați mai mult de atât, filtrarea mecanică se va întoarce împotriva voastră, deoarece debitul va scădea mult, eficiența se va micșora spre zero și, cel mai important, materia organică reținută de materialele filtrante va începe să se descompună. Dacă nu știți care sunt efectele descompunerii materiei organice într-un acvariu, vă invit să vizionați filmul în care am setat un experiment menit să dezvăluie efectele ei. Linkul îl găsiți mai jos în descriere. Este incomod să deschideți săptămânal filtrul extern pentru a curăța bureții și pentru a schimba vata din el. În acest caz, puteți folosi un prefiltru sau un filtru extern prevăzut cu un prefiltru. Materialele filtrante pentru prefiltru se aleg în funcție de efectul pe care doriți să-l obțineți și de disponibilitatea de a le curăța. O altă variantă este folosirea unui filtru separat care să se ocupe exclusiv de filtrarea mecanică. Mare atenție! Atunci când curățați bureții, nu îi curățați în apa de la rețea și niciodată foarte conștiincios. Ideal este să-i clătiți de câteva ori în apă luată din acvariu.
Bureții au rol și în filtrarea biologică, curățarea lor temeinică duce la moartea bacteriilor nitrificatoare, implicit la o deciclare a acvariului. Dacă credeți că este prea multă bătaie de cap cu această filtrare mecanică, puteți renunța complet la ea, însă atunci va trebui să aspirați substratul sau fundul acvariului cel puțin săptămânal și să acceptați că în apă se află particule în suspensie care pot deranja vizual. Filtrarea mecanică, oricât de bună ar fi ea, nu exclude aspirarea substratului. Cu cât veți elimina mai multă mizerie, cu atât acvariul vostru va fi mai curat, mai lipsit de alge și va fi un mediu potrivit pentru vietățile din acvariu. Atenție însă! Migrarea mizeriei din acvariu în filtru nu înseamnă eliminarea ei și nici a efectelor descompunerii acesteia. Nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Pe data viitoare!